În pandemia de COVID, gripa revine. În ultima săptămână în România au fost înregistrate de 14 ori mai multe cazuri față de aceeași perioadă anului trecut. 3 persoane infectate cu virusul gripal au murit deja în ultimele zile în țara noastră. Numărul este aproximativ egal cu cel al infecțiilor COVID, îți explică medicul Ștefan Lazăr, infecționist la Spitalul Victor Babeș din București. Din punct de vedere al periculozității, adică al virulenței, nu este un virus gripal deosebit față de ce am întâlnit în anii trecuți. Dar este o surpriză neplăcută. În momentul de față, cel puțin în spitalul nostru, este cam la egalitate cu cazurile de infecție SARS-CoV-2 care se prezintă. La începutul anului, specialiștii Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor atrăgeau atenția că sezonul gripal s-ar putea extinde până în vară, simultan cu pandemia de COVID-19. Renunțarea la mască, la măsurile de distanțare socială, dar și condițiile meteo sunt câteva dintre cauzele răspândirii virusului, spun medicii. Această infecție cu virusul gripal generează o povară semnificativă, nu numai în România, dar și în alte țări ale Uniunii Europene, se remarcă o activitate destul de neașteptată, de intensitate medie, cu tendință de creștere, chiar acum la sfârșitul sezonului, pentru că, în mod obișnuit, noi considerăm că sezonul se încheie odată cu sfârșitul lunii aprilie.